246 de bilete de tratament i-au fost alocate casei județene de pensii pentru vârstnicii din Maramureș care doresc să meargă la băi. Acestea sunt ultimele din 2019 și sunt valabile începând cu 3, 4 sau 5 decembrie, în funcție de stațiune. O parte însemnată a tichetelor au fost deja repartizate, iar reprezentanții casei precizează că mai sunt disponibile în jur de 50. Au rămas nealocate 20 de bilete la Bizușa, 10 la 1 mai, câte 8 la Moneasa și Buziaș, 4 la Vatra 3 la Joagiu și 2 la Tușnad. Repartiția poate fi consultată la sediul instituției și pe site-ul Casei Județene de Pensii la secțiunea comunicări. Persoanele cărora li s-au alocat biletele de tratament balnear vor fi anunțate la numărul de telefon indicat în cerere.